Extragerea bonurilor fiscale câștigătoare emise în perioada 1-29 februarie a avut loc duminică 20 martie, fondul de premiere pentru extragerea lunară fiind de 1 milion de lei, sumă din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. La extragerea loteriei bonurilor fiscale din 20 martie au ieșit din urne numerele 7 reprezentând ziua 7 februarie și 293 reprezentând valoarea bonurilor câștigătoare, adică suma cuprinsă între 293 și 293,9 99 de lei. Astfel, cine a cheltuit 293 de lei în ziua de 7 februarie și a păstrat bonul fiscal, este norocos. La extragerea de duminică loteriei bonurilor au participat toate bonurile fiscale emise în perioada 1 29 februarie 2016. Selecția câștigătorilor este realizată în două etape. Duminică, 20 martie, a fost organizată prima etapă de selecție, care constă în extragerea bilelor care vor desemna și au desemnat ziua și valoarea bonurilor câștigătoare. După centralizarea dacă sunt peste 100 de cereri de revendicare a premiilor, va fi organizată cea de-a doua extragere pentru determinarea a maximum 100 de bonuri câștigătoare.